Bună ziua! Analistul politic, domnul Cristian Pârvulescu, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua! Bine v-am găsit! Împlinim în această lună un an și jumătate de administrație Gabriela Firea. Cum ați caracteriza, în linii mari, activitatea de primar general al acestea? Un mare efort de comunicare, doamna Firea venind din presă și având calități indiscutabile de comunicator, a reușit să comunice, dar nu neapărat blocare, cât stagnare în ceea ce privește marile activități edilitare. Bucureștiul avea nevoie de o schimbare de viziune care n-a apărut, nici n-au existat alternative foarte numeroase. Dacă suntem relativ degajați, vom constata o continuitate între mandatele domnului Oprescu și cel al doamnei Firea, în sensul în care lucrările care începuseră s-au terminat, lucrări care țineau în mai mare măsură de proiectele fostului primar Oprescu decât de proiectele dumneaei. Pe de altă parte, nu neapărat din cauza lipsei de viziune, dar politicile guvernamentale din 2017 au făcut ca Bucureștiul să se blocheze. S-au cumpărat foarte multe mașini și din nou, precum în urmă cu 10 ani de zile, circulația în București este dificilă. În ceea ce privește adaptarea Bucureștiului la secolul 21, cred că nu s-au făcut lucruri foarte importante, în afară de câteva declarații de bune intenții. În timpul în care orașe mari europene iau decizii importante în ceea ce privește interzicerea mașinilor cu diesel, a mașinilor cu motoare cu combustie internă, au un program în ceea ce privește motoarele electrice, în ceea ce privește protecția aerului, în lupta împotriva poluării sonore. În București lucrurile bat pe loc, dar cred că motivul nu este numai lipsa de voință a primarului, cât mai ales inexistența unei cereri structurate publice în ceea ce privește aceste politici. Dacă la Paris, la Londra, la Bruxelles, spre exemplu, deja s-au luat măsuri în ceea ce privește interzicerea motoarelor diesel, spre exemplu, la Bruxelles, de la 1 ianuarie 2018, motoarele diesel mai vechi de 1994 sunt interzise cu amenzi foarte mari, urmând ca același lucru să se aplice gradual. Există programe de reconversie a mașinilor cu combustie internă în mașini electrice. În București nu se întâmplă nimic de genul ăsta. Sunt foarte multe capitale europene în care administrația publică dă exemplu. Autobuze electrice, hibride și așa mai departe, introducerea roboticii. Nimic din toate astea nu se întâmplă în București, unde totul ține în mare măsură de blocaj, de programul politic din interiorul PSD a doamnei Firea, care se profilează ca un posibil candidat la prezidențiale din 2019 și pare mai interesată de lupta internă din PSD decât de administrarea Bucureștiului. E adevărat, București a fost o trambulină. A fost o trambulină pentru Traian Băsescu în 2004-2000. În 2000, când a fost trimis să candideze la București, se spera de către adversarii săi că va fi sfârșitul carierei și din contră a fost lansarea spre funcția de președinte. Doamna Firea speră același lucru. Nu prea există mulți concurenți în interiorul PSD-ului pentru domnul Iohannis în 2019 și nu sunt foarte departe de 2019. Doar că pentru un oraș de peste 2 milioane de locuitori, 3 milioane de locuitori, este nevoie de o viziune ceva mai conturată, mai structurată. Deja Sorin Oprescu venea cu un proiect de construcție municipală care avea 70 de ani, fusese gândit în anii 30 la nevoile unui oraș care avea câteva sute de mii de locuitori. Acum lucrurile sunt mult mai complicate. Ideile, spre exemplu, pe care doamna Firea le-a introdus, cum este cea unei taxe pentru cei care nu sunt bucureșteni, sunt cel puțin ciudate. Pot exista taxe, dar pentru toți, nu numai pentru unii, dacă vrem să avem o politică care să micșoreze numărul de vehicule din oraș. Și de ce facem lucrul ăsta? Nu numai ca să micșorăm aglomerația, ci ca să micșorăm poluarea.
De altfel, nu avem nicio măsură exactă a poluării. Organizațiile ecologiste, câtă vreme ar vor mai exista în România dominată de PSD, pentru că, mă rog, legea ONG-urilor, poate o să vorbim și despre ea, va încerca să distrugă orice formă de organizare a societății civile care nu este sub control direct al partidului actual de guvernământ. Organizațiile ecologiste avertizează, dar avertismentul lor ajunge la o foarte mică parte din populație. Și în plus, nu există încă o cultură ecologică, nu există încă așteptări. Sigur, oamenii sunt deranjați de zgomot, de mizerie, de poluare, dar nu sunt conștienți că se poate și altfel. De exemplu, în momentul în care s-a pus problema interzicerii mașinilor cu diesel în București, foarte mulți cetățeni au spus că păi, suntem prea săraci ca să ne permitem lucrul ăsta. Adică suntem atât de săraci încât să ne grăbim moartea. Este o iluzie că mașinile diesel sunt ieftine. Din nefericire, scoaterea unor taxe la începutul, sfârșitul anului 2016 și începutul anului 2017 a avut drept consecință cumpărarea câteorva sute de mii de mașini noi, a căror standarde ecologice sunt mai mult decât discutabile, ceea ce a crescut poluarea în România. Bucureștiul este, din nefericire, cea mai poluată capitală din Uniunea Europeană. Vorbeați adineauri despre o candidatură a Gabrielei Firea din partea PSD la alegerile din 2019. Ce șanse îi dați în această privință? Cum vă spuneam, depinde foarte mult de context. Este cel mai bine plasat candidat din interiorul PSD. Doamna Firea neagă cu vehemență acest lucru, dar câtă lume n-a negat. Domnul, tentația a existat întotdeauna. Deci după Traian Băsescu, singurul care nu a candidat la președinție și nu avea cum să candideze, a fost succesorul său, pentru că venea din același partid și fusese unul din sprijinitorii săi. Dar în rest, Sorin Oprescu a candidat împotriva evidenței chiar. Nu stătea nici pe departe la fel de bine precum stă Gabriela Firea astăzi în sondaje. Doar că sondajele sunt înșelătoare, așa cum e opinia. Schimbătoare, așa cum e opinia. Nu sunt mincinoase. Opinia se schimbă, rezultatele din sondaje se schimbă. Astăzi doamna Firea poate fi sus, mâine poate fi jos. Are un public. Evident, publicul său este format din foștii săi telespectatori de la Antena 3 și nu numai, o anumită categorie de vârstă prezentă și mobilizată la alegerile locale și parlamentare. Dar știm că alegerile prezidențiale au o coloratură aparte. Alegerile prezidențiale presupun participarea unui număr mult mai mare de electori și atunci lucrurile sunt ceva mai complicate. Și acum, dacă tot discutăm despre sondajele de opinie, ele trebuie citite în raport de câteva variabile. Câți declară că se prezintă la vot? Deci din cât se calculează procentul acela de încredere și eventuala intenție de vot? Ca să nu discutăm că vorbim astăzi despre ceva ce se va întâmpla peste 2 ani de zile, în 2019 la final, după ce Klaus Iohannis va beneficia de oportunitatea de a fi fost președintele României în momentul în care România avea președinția Uniunii Europene, în momentul în care la Sibiu pe 9 mai 2019 va avea loc un Consiliu European. Sibiu și Klaus Iohannis sunt două lucruri care în conștiința românilor sunt foarte strâns legate. Deci va fi dificil, dar având în vedere și dificultățile domnului Liviu Dragnea, este plauzibil să ne gândim la așa ceva și în plus această confruntare între Gabriela Firea și primul ministru Tudose ne indică că există o concurență între cei doi în ceea ce privește neapărat candidatura la președinția României, dar controlul partidului. O bătălie pentru ce va urma după Liviu Dragnea, în cazul în care va fi o perioadă de, după Liviu Dragnea, dar oamenii se pregătesc, că sunt raționali, nu-i așa, există și inclusiv după încheierea păcii de conivență între Gabriela Firea și Tudose, intervenția primarului Pandele, soțul doamnei Firea, familie de primari, o familie unică, cred că în lume, nu numai care în România. Care am văzut că vrea proteste. Și vrea proteste, deci vrea proteste și atacă guvernul Tudose, ceea ce înseamnă că situația rămâne în continuare și că, bun, ambiția de a, ca doamna Firea să candideze nu este doar a domniei sale, ci foarte probabil și a
domnului Pandelea, onorabilului său soț, primar al unei orășel din nordul Bucureștiului. Rămânând în această arie a alegerilor din 2019, ce rol credeți că va juca Victor Ponta la aceste alegeri și noua sa formațiune pro-România? În primul rând, noua sa formațiune trebuie să confirme și nu prea are ocazia să confirme. Pentru că nu există programate alegeri de orice fel, locale sau parlamentare, înainte de 2020. Ca urmare, alegerile europene vor fi primul examen, iar alegerile europene, au dovedit-o și altădată, sunt mai degrabă o confruntare pentru partidele mari. E adevărat că în 2007, dar într-un context cu totul special, în care PNL-ul era atacat de Traian Băsescu din poziția de președinte, partidul pe care Traian Băsescu l-a rupt din PNL, se numea PLD pe vremea aceea și va fuziona cu PD-ul în toamna anului 2007, în decembrie 2007, formând celebrul PDL, a reușit să intre în Parlamentul European, dar a reușit într-un context special. Pentru moment, domnul Ponta nu reușește să-și construiască un partid, a reușit să-l înregistreze, dar un partid nu este doar o siglă înregistrată, un partid presupune organizații județene și militanți. Ori, cum PSD-iștii sunt raționali, sigur, migrează, dar migrează atunci când are un sens și când văd un câștig. Deci până când domnul Ponta nu va putea oferi ceva, nu va avea militanți, nu va avea organizații locale, nu va putea strânge voturi. Iar la o prezență redusă la vot, cum este cea de la alegerile europene, care vor avea loc în mai 2019, deci chiar atunci când domnul Iohannis va fi în culmea președinției, sigur, dacă nu îl vor suspenda și demite în 2018, există și această ipoteză probabilă, pe fondul naționalismului pe care îl bănuim pentru un an care va fi un an al comemorării Marii Uniri, dar care va deveni cel mai probabil o expresie a unui naționalism xenofob care va respinge diversitatea și cum Klaus Iohannis este un german din România, un sas, va fi privit în acest context ca ceva străin. În orice caz, deducem, intuim acum că astfel de intenții există, să sperăm că totuși vom ști să sărbătorim pozitiv 100 de ani de la Marea Unire și nu negativ. În contextul ăsta, Ponta va avea mici șanse să-și poată dezvolta partidul. În plus, nu are nici finanțatori, deci nu are militanți și nu există finanțatori, nici cei care îl susțin nu sunt membri ai partidului. În orice caz, auzeam, o luăm cu titlul de inventar, că domnul Sorin Câmpeanu, care a părăsit ALDE și care se afișează foarte des în conferințele de presă cu Victor Ponta, n-ar fi membru oficial al formațiunii politice a domnului Ponta, ci doar prieten și sprijinitor. Deci un partid format din două persoane, că și doar două cunoaștem, e cam slab. Amintați Adinaur și de războiul din interiorul Partidului Social Democrat, care se dă, vedem, între doamna Firea și Liviu Dragnea pe de o parte și domnul Mihai Tudose pe de altă parte. Eu nu cred că doamna Firea este cu domnul Dragnea. Cred că doamna Firea e pe cont propriu. Adică doamna Firea lucrează pentru domnia sa și evident îl sprijină pe Dragnea în speranța că va putea prelua în cazul în care apare o defecțiune, domnul Dragnea are probleme sau este abandonat de partid. Acest partid, am specificat de mai multe ori, un partid rațional, își abandonează liderii în momentul în care aceștia nu mai sunt folositori. S-a întâmplat cu Ion Iliescu, cu Adrian Năstase, cu Mircea Joană, cu Ponta. De ce nu s-ar întâmpla același lucru cu Liviu Dragnea? Doar pentru că el a învățat din experiența celorlalți și și-a construit o echipă care este formată din oameni mai puțin ambițioși și mai loiali. Loialitatea în politică este o chestiune relativă. Deci cred că doamna Firea urmărește propriul său interes, dar observați ce ciudățenie cu partidul ăsta. Doamna Firea a intrat în partid târziu, în 2012, în 2012. Până în 2012 a fost jurnalist. Domnul Dragnea a venit din altă parte. A venit în 2001 de la PD,
unde domnul Videanu, cu care a fost colegă de școală, din câte înțeleg, l-am întrebat și pe unul și pe ceilalți și n-au negat niciodată, îl sprijinise, fusese prefect în perioada 1996-2000 și după ce Traian Băsescu preia conducerea Partidului Democrat în 2001, părăsește partidul, ca mulți alții de altfel, și se îndreaptă spre PSD. Întrebarea e, cine mai e PSD-ist în PSD? Adică cine vine într-adevăr din PSD? Nu mai există nimic. Partidul este un partid care folosește militanți care confederează primari și aleși locali, al căror interes este accesul la fonduri și nu au nicio legătură cu ideologia. De fapt, marea problemă în momentul de față este că acest partid care se afișează cu social-democrație europeană este un partid de extremă dreaptă, care promovează ca ideologie teoria conspirației, teoria deep state-ului, a statului ascuns, a statului paralel, cum îi se spune în România, care e o teorie de extremă dreaptă. Deci cum poate un partid care se revendică de la stânga, o problemă pentru socialiștii europeni, să declare, să facă o declarație solemnă la o întrunire a sa că militează împotriva statului paralel și ilegitim? Asta poate să o facă un partid fascist și nu ne miră când o face, au făcut-o întotdeauna. Ei mizează pe teoria conspirației. Dar aici despre ce vorbim? Despre conspirații masonice, despre Soros. Ne-am întors în anii 30. În cea mai nefericită perioadă din istoria României. Deci partidul acesta, neavând o ideologie și neavând intelectual de forță, coalizează lideri locali al căror singur interes este să-și protejeze clientela, să-și protejeze persoana și să împiedice pe cât posibil, atât intern cât și extern, orice exces juridic. Și atunci statul paralel este statul de drept, adică un stat în care politicienii nu sunt protejați, ci trebuie să răspundă ca orice cetățean pentru faptele pe care le fac. Ce reprezintă statul paralel acum? Păi vă spuneam, statul paralel este o teorie conspirațională. Suntem într-un moment în care, pe fundalul crizei economice din 2007-2008, teoriile conspirației au fost reinventate. Și este o conspirație nouă. Deci nu e o teorie conspirațională, e o teorie veche. Ea a existat întotdeauna, de la protocoalele înțelepților Sionului, care vorbeau despre o conspirație a băncilor, a grupărilor evrei și a masonilor, alături de politicieni, statul ascuns paralel împotriva poporului, până la statul paralel actual, nu este decât un singur pas. Teoria este folosită în Statele Unite ale Americii și susținătorii lui Trump sunt mari admiratori acestei teorii. Deep State, statul adânc, statul ascuns, este format din birocrații, servicii secrete, Wall Street, lumea bancară și politicieni. Este numit sistemul, vi se pare cunoscut? Sistemul, și acționează împotriva oamenilor simpli și din popor pe care îi reprezintă, nu-i așa, Donald Trump. N-a fost decât preluată această teorie de acolo și adusă aici, așa cum Victor Orban preia teoria marii înlocuiri, care se folosește, apropo, și în România. Nu e așa că se urmărește aducerea imigranților pentru a înlocui populația românească cu străini. Teoria marii înlocuiri este, iarăși, o expresie extremei drepte. De data asta îi găsim rădăcinile mai vechi în Franța, dar mai nou, din 2010, este un roman care s-a numit Marea înlocuire, a unui scriitor, Camus, a nu se confunda cu Albert Camus, un scriitor care încă e în viață. Această teorie a influențat masiv pe Trump și noua dreapta, alt-right, cum se numește, ultra-dreapta americană, care inspiră în mare măsură pe cei care îl consiliază pe domnul Dragnea. Căci lucrurile vin de acolo, adică să nu ne facem niciun fel de iluzie. Sunt niște oameni care știu ce se întâmplă și cu cinism folosesc aceste lucruri la o populație care este imediat deschisă să creadă în aceste lucruri. Și acum, PSD-ul nu e chiar străin de asta. Le-a folosit deja în 1990. Dumneavoastră sunteți tânără, nu știu cei care ne privesc cât de tânări sunt sau nu. Dar în 1990 Corneliu Coposu era reprezentant unei conspirații ascunse. Era vândut străinilor, iar Rațiu venea din străinătate și nu mâncase salam cu soia. Conspirația exista întotdeauna. Revoluția a fost o conspirație. N-a fost mișcarea poporului român împotriva unui dictator.
Și vedem cum încetul cu încetul susținătorii național-comunismului reușesc să ne impună obsesiile lor, să impună obsesiile lor unei întregi părți a poporului român, care este obișnuit cu teoria conspirației și nu este înarmat să lupte împotriva ei, pentru că asta este un exercițiu de apărare. Dacă s-ar întâmpla însă doar în România, îmi zice, e o problemă românească. Se întâmplă din nefericire peste tot. Adică peste tot vom găsi o parte a societății care este, din motive pe care le putem explica, social, economic, cultural, dispusă să creadă într-o conspirație. Iată, avem și aici conspirația doamnei Chioveș și cu domnul Coldea, care domnul Coldea de 6 luni de zile este pensionar, dar n-are importanță. În continuare conspiră dintr-un colț al apartamentului său împotriva intereselor superioare ale României. În schimb, guvernul nu-i partea acestei stat paralel, ci luptă cu energie împotriva lui. Vă dați seama, asta e un partid socialist? Adică ce legătură este între ce spune domnul Dragnea și ce spune domnul Schulz, care tocmai a fost reales președinte al Partidului Social Democrat German, care rămâne cel mai important partid social democrat european și care propune zilele trecute Statele Unite ale Europei. Ce legătură este între propunerea domnului Schulz și domnul Dragnea? Domnul Dragnea, pe care domnul Schulz în campania electorală de acum câteva luni de zile și critica pentru pozițiile pe care le-a avut în ceea ce privește legislația privind justiția. Da, noi știm că nu s-au schimbat pozițiile domnului Dragnea și nu se vor schimba niciodată. Domnia sa va lupta în continuare cu energie împotriva statului paralel. De partea cealaltă, cel mai mare partid de opoziție este Partidul Național Liberal. În cazul în care folosim un microscop. În ce măsură apreciați că Ludovic Orban se ridică la nivelul înaintașilor post-decembriști de la conducerea acestei formațiuni? Cred că PNL a avut întotdeauna o problemă. Niciodată n-a fost un partid mare. Întotdeauna a reușit prin echilibristică și alianțe să joace un rol politic important. PNL-ul a fost un partid care, sigur, a obținut un scor bun în 1990, mai bun decât PNTSO, dar n-a fost nici pe departe un mare partid. A intrat într-o perioadă foarte dificilă în 1992, a stat în afara Parlamentului 4 ani, 92-96, și apoi a trebuit să se recreeze. Și să se recreeze încetul cu încetul, sub multe președinții, ceea ce a permis PNL-ul, spre deosebire de PSD, să se instituționalizeze. PNL-ul este mult mai instituționalizat, PSD-ul e mult mai personalizat. PSD-ul a fost Ion Iliescu, Adrian Năstase, Mircea Joană, cât a putut Mircea Joană să se impună, pentru că slăbiciunile Mircea Joană i-au dat posibilitatea lui Liviu Dragnea să se afirme încetul cu încetul și să-și construiască propria echipă. Ponta și așa mai departe. Deci au fost puternic personalizat. Nu-i cazul PNL-ului și Ludovic Orban, obișnuit să vorbesc foarte mult de iliberaliști și de Victor Orban, vine aproape automat Victor alături de Orban. Dar vorbim acum de Ludovic Orban. Se înscrie în această linie. Adică este un lider al PNL-ului care încearcă să-i dea cât mai multă prestanță. Este mult mai cunoscut și mult mai bine privit de public decât au fost Blaga, cei care au fost înaintea sa. Deci vine pe fundal unei crize, care a fost o criză de creștere. O criză de creștere artificială. În această fuziune între PNL și PDL, care a făcut posibilă victoria lui Klaus Iohannis, nu a fost ușor de organizat în teritoriu. Și nu cred că s-a încheiat nici astăzi. Pentru că vorbim de două partide care, dincolo de doctrina politică afișată, au două culturi organizaționale diferite și care se confruntă. Și din această confruntare vedem lipsa de forță a partidului care a ajuns în opoziție și datorită unor erori de calcul. Pentru că, la o prezență mai mare la vot, spre exemplu în decembrie 2016, foarte probabil că partidele mici ALDE și PMP-ul n-ar fi intrat în Parlament și PNL ar fi avut o altă pondere. Dar s-a așteptat totul de la sistemul electoral. Partidul n-a fost capabil să mobilizeze, au fost o serie întreagă de atacuri și strategii bine gândite. Mă gândesc aici la Victor Orban, care, vă aduceți aminte, anul trecut, după 1 decembrie, spune că nu este niciun fel de sărbătoare pentru maghiari și demobilizează electoratul tradițional PNL-PDL din Transilvania, care nu mai participă la vot, ceea ce va favoriza foarte mult PSD-ul. Deci
a fost o tactică foarte bine pusă la punct, care a adus acest partid într-o situație complicată. Ceea ce reușește Ludovic Orban este doar să-i asigure supraviețuirea, fără să reușească să îl impună, pentru că nu este suficient un om, e nevoie de o echipă. Și echipa nu pare să se fi conturat și acolo, ca și în PSD, se întrevăd lupte pentru putere și succesiune, deci nici n-a fost bine ales Ludovic Orban, că deja pretendenții la președinția PNL-ului se manifestă, deja se vorbește despre mobilizarea fostului PDL, care acum spune, iată, asta este capacitatea PNL-ului, e timpul ca noi, care avem o capacitate de mobilizare mai mare, să ne mișcăm și să preluăm conducerea. Deci vedem că nici acolo situația nu este extraordinar de stabilă. Pe de altă parte a fost și această fuziune realizată de Iohannis, care a fost președinte cât? Câteva luni? 6 luni de zile? Doar atâta cât să devină președinte și nimic mai mult, a fost foarte puțin. Deci n-a reușit, iar de la Cotroceni nu intervine în viața partidului și nu face parte integrală din partid. Partidul respectă, evident, așa cum se respectă un președinte, dar nu-l simt ca partea lor. Ceea ce iarăși creează foarte multe probleme. Nu este, mă rog, un secret al Polișinel, nu este ceva care să nu fie știut de o parte a opiniei publice. Ludovic Orban a fost considerat de mulți candidatul anti-Iohannis. Cristian Bușoi era privit ca fiind mai apropiat de Cotroceni decât Ludovic Orban. Alegerea lui Ludovic Orban cu o majoritate atât de mare arată starea de spirit din interiorul PNL-ului. În plus, suntem în plină reforma justiției. Ghilimelele în ceea ce privește reforma sunt evidente pentru oricine. Mi se pare că PNL-ul face o mare opoziție. Dacă nu ar fi fost... Cred că tocmai asta era întrebarea. Mai avem opoziție în România? Avem o opoziție formată dintr-o grupare destul de incoerentă ideologic, dar care are tactici de manifestare tipice organizațiilor neguvernamentale, USR-ul, care, sigur, nu reușește prin activitatea parlamentară, grupul e și mic, este și divizat, dar prin mobilizarea în sala de plen au reușit și să atragă atenția asupra problemei, dacă mai era nevoie, opinie publice internaționale, dar și să întârzie un proces care era pus pe roate și făcut să ducă la un vot categoric și clar în ceea ce privește impunerea unui statut al magistraților care ne va trimite cu 30 de ani înapoi, adică independența justiției va fi o amintire. Faptul că unii magistrați colaborează la acest lucru mi se pare îngrijorător, mai ales că sunt tineri, mi se pare îngrijorător. Este evident că teoriile conspirației nu prind numai la o parte a populației, ci și la o parte a magistraților, care au această obsesie a rolului prea important pe care îl are DNA-ul. Deci este clar că ceea ce occidentalii văd că s-a întâmplat bine în România, unii nu văd că s-a întâmplat bine în România. Pentru occidentali, vorbim aici și de americani și de Comisia Europeană și de guverne europene, DNA-ul a fost un factor important în schimbarea la fața României. Dacă coborâm cu 10 ani în urmă, Bulgaria era înainte și România era după. Dacă ne uităm acum, România este înainte și Bulgaria după. Mă rog, și nu numai, Ungaria, Polonia și așa mai departe. Păi, singurul lucru care a contat în toată această ecuație a fost DNA-ul, care s-a transformat într-o instituție puternică, care evident s-ar putea să exagereze uneori, s-ar putea să facă abuzuri, dar asta nu-i schimbă niciun fel importanța și pe care vor să o decapiteze. Și cel mai grav lucru, acum când discutăm acest lucru, în Franța se discută despre aceeași problemă la Consiliul Constituțional. Vor să transforme procurorul într-un simplu funcționar al Ministerului Justiției, care să fie la dispoziția Ministrului Justiției. Ori asta nu mai înseamnă independență. Deci, ceea ce au șters din statutul magistratului este independența judecătorului. Ca să nu discutăm despre apariția unor instituții care transformă DNA-ul într-o simplă figură de stil, care vor diminua rolul CSM-ului și așa mai departe. Deci încercarea este, ca în Polonia,
care este principala sursă de inspirație a domnului Dragnea, de a demantela statul de drept și a-l transforma într-o funcție a partidului stat care își va îndeplini liniștit trebuie. Și nu interesează că ne vor scoate de pe linia europeană. Deci nu interesează că vor deraia România de la drumul european. Pentru că trebuie să salveze. Gândiți-vă totuși că în Polonia, pentru că dau exemplu Poloniei, de ce? În Polonia, cel care conduce Polonia nu este prim-ministru. Nu e nici măcar președintele Seimului, președintele Camerei. Este doar un parlamentar arecare. Kaczynski. Ia ce Kaczynski. Dar el, precum Dragnea, conduce și organizează totul. În Polonia, după ce au ajuns aproape să fie izolați în interiorul Consiliului, deci există în momentul de față, în derulare, o procedură care urmărește ca Polonia și Ungaria să fie conform articolului 7 din Tratatul Uniunii să nu mai aibă drept de vot, să nu mai participe la activitatea Uniunii Europene până când nu îmbunătățesc situația statului de drept și a drepturilor omului. În Polonia au schimbat primul ministru ieri. Au schimbat primul ministru pentru a transmite o linie ceva mai moderată. Și pe cine au pus prim-ministru? Pe cineva care a fost tehnocrat și colaborator cu actualul președinte al Consiliului European, cu Donald Tusk. În România nu vedem nici măcar așa ceva, adică nu au această suplețe. Sigur, Tudose joacă oarecum rolul unui moderat. Ne întrebăm, este un moderat? Dacă citesc PSN News, pare totul să fie doar așa, o marionetă, domnul Tudose, tot un spectacol pus la punct de niște regizori care încearcă să creeze impresia unor conflicte, dar că aceste conflicte n-ar exista. Eu cred că inevitabil cineva care ocupă funcția de prim-ministru, care e cea mai importantă funcție în România și devine conștient de importanța funcției sale, încearcă și o protejeze. Oricum ar fi, încearcă să-și protejeze funcția pe care o are, pentru că are niște responsabilități. Și intră în conflict. Intră în conflict pentru că logica de guvern și de stat, pentru că e o atribuție de stat, e alta decât logica de partid. Și nu se poate subordona logicii de partid. Apropo, nu este primul ministru al majorității. Majoritatea îl sprijină. Este primul ministru al României. Și întâmplător, România e formată din toți. Adică și din cei care au votat PSD-ul și din cei care au votat PNL-ul și mai ales din cei care nu au votat nimic și care merită o țară bună și condusă bine. Aminteați adineaur de USR. În ce măsură ar putea acest partid să deposedeze PNL de rolul de lider al opoziției? În nicio măsură. Nu pot. N-au luptele interne, diviziunile ideologice. Mai degrabă văd ca o parte dintre liderii USR se îndrepte spre PNL decât și față inversă. Deci e greu de crezut că USR-ul va reuși să se impună. De altfel, luându-le cu rezerva de care vorbeam mai devreme, sondajele de opinie arată că USR-ul nu mai este privit cu atât de multă încredere cum s-a întâmplat și speranță cum se întâmpla în 2016 și a fost rezultatul unui context. Platforme civice municipale s-au unit la nivel național având diferențe foarte importante de viziune, de la ultraconservatorismul doamnei Arman sau al lui Nicușor Dan, la deschiderea spre stânga a platformei de la Cluj, este o distanță foarte mare între diferitele grupări din USR. Și mi-e foarte greu ca partidul să se mobilizeze. În plus, vin cu ideea aceasta unui fel de Podemos, dar fără să se declare de stânga. Podemos, partid de stânga care a izvorât din mișcarea indignaților din Spania. Altfel spus, promovează un fel de democrație directă cu dezbateri și nu poate să transmită niciun fel de linie. Electoratul este debusolat. Și aici nu vorbim doar de electoratul care se uită la televizor.
care, mă rog, în mare măsură este manipulat de comentarii și așa mai departe. Vorbim despre electoratul ceva mai important, care își caută informațiile pe internet și care vede lucruri cât se poate de disonante despre USR. Deci USR-ul nu este o alternativă. De altfel, o caracteristică a sistemului politic românesc este că aici nu prea au putut apărea alternativă. S-au format în decursul timpului și toate au dispărut. PNL-ul este cel care a reușit cel mai bine să reziste în timp, iar PSD-ul a preluat tot. În momentul de față, vorbeam de legătura cu extrema dreaptă, n-ar trebui să ne mire. Păi în momentul în care un fost peremist și nu oarecare, cum este Codrin Ștefănescu, este secretar general al partidului și fosta șefa organizației PRM, a organizației de tineret PRM, este președinte, nu, cred că nu mai președinte de organizație județeană, pentru că la Dolce, domnul Manta, mă refer la Olguța Vasilescu, dar este ministru și lider important al partidului. Cum să ne mirăm că idei care țin de arsenalul PRM-ului sunt preluate de PSD? Dar nu-i normal. Deci nu-i normal. Și, din păcate, publicul românesc care este captiv unei dezbateri interne nu are șansa de a afla ce se întâmplă în restul lumii și de a înțelege și decodifica ceea ce se întâmplă în restul lumii. Și important ca platforme cum este PC News să ofere cât mai multe informații pentru a decortica și pentru a decodifica o serie de mesaje care apar în viața politică românească. Ce impresie v-a lăsat, presupun că ați văzut scandalul dintre deputatul USR Coset Chichirău și senatorul PSD Șerban Nicolae? Riscă oarecum acest scandal să accentueze aversiunea dintre PSD și contestatarii lui până la violențe de tipul celor din Ucraina? Nu. E greu de crezut că se va ajunge până într-acolo. România nu este Ucraina. Pare un început, dacă ne uităm la... În primul rând, pentru că la noi președintele este de o altă coloratură și atunci nu se pune problema în același fel. Sigur că există riscurile unor contestări din ce în ce mai vocale. Există riscul, dar nu există anotimpul propice și nu există anotimpul propice nu pentru că vine iarna, ci pentru că vin sărbătorile și de asta și graba de a vota totul până în 21 decembrie, pentru că după aceea oamenii sunt preocupați de Crăciun, de Anul Nou, de alte lucruri decât de proteste, așa că lucrurile se vor așeza. Ceea ce s-a întâmplat în Parlament este mai mult decât regretabil, pentru că este vorba de o impolitețe și de o exprimare care este inacceptabilă în orice parlament. Ceea ce a făcut Șerban Nicolae, care nici măcar n-a vrut să-și ceară scuze, este grav. Este grav și arată o stare de nervozitate care domină o parte din liderii PSD. Deci, n-avea niciun motiv, era vorba despre o dominație numerică, mașina de vot funcționa, pentru ce această ieșire? N-avea niciun motiv rațional să o aibă, ea nu poate să nu-l coste atât pe domnul Șerban Nicolae, cât și partidul pe care îl reprezintă. Dar pe de altă parte, nu cred că asta va duce neapărat la creșterea tensiunilor în stradă, pentru că ele există deja. Adică deja manifestația de 300.000 de oameni a avut loc pe 5 februarie. Deci există o parte a societății românești care nu este deloc încântată de linia pe care o ia guvernarea în România și faptul că România se află în proximitatea Ungariei și Poloniei este un lucru îngrijorător. Singurul lucru care face ca România să nu fie considerată o țară iliberală precum celelalte două, adică o țară care nu mai respectă drepturile omului, de fapt nu le mai respectă, sau încearcă pe cât posibil să le înlăture, este președintele Iohannis. În momentul de aceea, singurul obstacol pe care îl mai au este președintele Iohannis și cred că tentația de a organiza un referendum pentru suspendarea și de a-l suspenda și a organiza un referendum pentru demiterea președintelui e foarte mare la unii membri ai majorității. A fost deja acuzat că
nu este doar un spectator al statului paralel, ci este profitorul statului paralel. Deci există motive serioase pentru a fi înlăturat. Și când se va întâmpla lucrul ăsta? Cu ocazia primului referendum. Iar primul referendum, când s-ar putea întâmpla? Primul referendum ar putea fi cel pentru modificarea Constituției într-un sens iliberal, anti-european și antidemocratic, adică prin modificarea articolului privind familia. Pentru că asistăm la o serie de fenomene ciudate în România. Deci Coaliția pentru Familie este un astfel de fenomen ciudat, în mare măsură inspirat de mișcările neoprotestante americane, cele care l-au făcut pe Donald Trump să recunoască capitala Israelului la Ierusalim, mișcări integriste care au o viziune închistată și revolută despre cum trebuie organizată lumea și care vor să ne trimită cu secole înapoi. Există și în interiorul Bisericii Ortodoxe suficienți care merg pe aceeași linie și această coaliție pentru familie joacă un rol central în politica românească, profită de slăbiciunile oamenilor politici și impune agenda României. Dar această agenda Coaliției pentru Familie seamănă foarte bine cu agenda lui Vladimir Putin. Atât de bine seamănă cu agenda lui Vladimir Putin încât ne întrebăm dacă România mai e România sau e Rusia. Am făcut exercițiul ăsta. Am citit un discurs al lui Putin, ținut la Sochi, unora, și am întrebat cine credeți că l-a ținut, fără să le spun că e Putin. Și mi-au zis patriarhul, Daniel, Traian Băsescu. Nu s-au gândit niciodată la Putin și în momentul în care au aflat că autorul acelor atacuri împotriva Occidentului și ale homosexualității și democrației occidentale care sunt asociate într-un mod foarte sofisticat este Vladimir Putin, au dat înapoi. Dar reacția este asta. Deci, și o vedem cum a fost construită cu migală, cu bani, în timp, în încercarea de a opri evoluția europeană a României. Pentru că evoluția europeană a României este o evoluție inacceptabilă. Oare? Și în orice caz, e ca și cu Brexitul. Brexitul a fost hotărât de oamenii în vârstă, dar va fi plătit de oamenii tineri. Oamenii tineri din România vor o Românie europeană. Nu vor o Românie izolată de restul lumii. Dar cei în vârstă, frustrați de tranziție, de globalizare, care nu s-au putut acomoda, putem să înțelegem toate motivele astea. Vor să conserve ce se mai poate din lumea pe care o cunoșteau. Dar lumea pe care o cunoșteau nu mai există. Trebuie să ne pregătim pentru lumea care vine. Care este o lume în care autobuzele vor merge singure, în care roboții vor fi prezenți la fiecare colț al străzii. Asta e. Eu sunt dintre cei care mă așteptam ca lucrurile astea să se întâmple puțin mai devreme. Adică mă așteptam să fie acum 20 de ani, nu acum, dar mă rog, din motive politice, Ronald Reagan și așa mai departe, iarăși, acum 40 de ani, unii au blocat evoluția omenirii. Vor să o blocheze din nou acum, dar nu vor mai putea. Dumneavoastră veți transmiteți asta pe internet. Este o realitate. Nu mai putem trăi fără ea. Putem să spunem că nu ne place, că este plin de troli, că... dar face parte din viața noastră. Ați amintit și de fostul președinte, Traian Băsescu. Mm. Cât sunteți de părere că mai reprezintă un pariu politic, să spun așa, partidul dânsului? Este un partid mic și va rămâne un partid mic pentru că cariera politică a domnului Traian Băsescu este deja de domeniul trecutului. Mutată la Chișinău, aș spune eu. Dacă se mută la Chișinău, dar și la Chișinău mă îndoiesc. La Chișinău, dar tot cu ochii spre România, încercând să dezvolte un anume tip de naționalist care este oarecum structural la Traian Băsescu, dar nu, nici la Chișinău, nici la București Traian Băsescu nu va fi un mare politician. De ce? Nu va mai fi, deci nu va mai putea juca un rol important. De ce la București? Pentru că nu mai poate fi președinte și totul se joacă în jurul acestei cărți, iar la Chișinău pentru că situația politică e foarte, foarte complicată. Când, sigur, când mă gândesc la Saakashvili și la istoria lui din ultimile zile, știți că serviciile secrete ucrainiene, Saakashvili, după ce a fost președinte georgian, a devenit guvernator al Odesei, a fost demis de Poroșenko din calitatea de guvernator al Odesei și a devenit un mare luptător pentru democrație și împotriva oligarhiei în Ucraina. L-au arestat alaltă ieri, în urmă cu câteva zile, probabil că va dura mai mult timp până când veți difuza interviul, l-au arestat
și oamenii l-au eliberat de pe stradă și nu mai reușesc să-l aresteze. A devenit un simbol al luptei unei minorități împotriva lui Poroșenko și a diferitelor curente politice din Ucraina. Cred că Traian Băsescu visează la o astfel de poziție și și-ar dori să existe o astfel de victimizare a sa, precum a lui Saakashvili. Dar cred că va fi foarte greu în Moldova să se joace acest rol. În plus, Saakashvili are și talent, are un talent indiscutabil. Traian Băsescu joacă rolul văzându-se că îl joacă, că este un rol, că și-l impune. De altfel, și susținătorii unirii cu România nu sunt majoritari în Moldova. Deci pentru a avea un rol important în Moldova trebuie să te situezi pe un curent care merge într-o astfel de direcție. Iar în Moldova situația este cam ca și în România, există două grupări, una pro-rusă, una pro-românească și o majoritate a populației care este între cele două și care nu știe în ce direcție să orienteze. Văzând cum stau toate cele trei partide de opoziție, ce forță considerați că pot dobândi ele în viitorul apropiat, astfel încât să-i convingă pe nemulțumiții atât din PSD cât și din ALDE să-i se alăture la o eventuală, să spunem, moțiune de cenzură? Pentru ce o moțiune de cenzură? Pentru schimbarea guvernului? Schimbarea guvernului nu cred că este marea prioritate. Prioritatea este legată de Liviu Dragnea, iar Liviu Dragnea este destul de sigur pe poziția pe care o are. Schimbarea sa nu poate fi produsă decât de un congres extraordinar al PSD-ului, care se poate organiza foarte dificil. Liviu Dragnea a fost prea multă vreme secretar general al partidului ca să nu controleze și să nu cunoască toate dedesubturile. A participat la decapitarea doi președinți de partid, a fost activ atât a lui Joana cât și a lui Ponta. I-a înlăturat încetul cu încetul, a jucat pregătindu-și cu destul de mult talent în viața politică internă de partidă această ascensiune atunci când foarte puțin credeau în chestiunea asta. Gândiți-vă, Liviu Dragnea totuși din 2006 ocupă o poziție importantă, centrală în interiorul PSD-ului și secretarul general e mai important în organizarea internă decât președintele partidului. Președintele este cel care comunică cu restul lumii, pe câtă vreme secretarul general organizează partidul. Tradiția vechiului Partid Comunist al Uniunii Sovietice și al lui Nicolae Ceaușescu. Nicolae Ceaușescu a fost întotdeauna secretar general al partidului. N-a fost niciodată președinte al partidului. Asta era poziția cea mai bună care îi permitea să controleze totul. De la Stalin încoace, poziția de secretar general este o poziție importantă într-un anume gen de partide. Ori o răsturnare a lui Dragnea nu este posibilă prin acțiunile celor două partide politice. Cele două partide politice ar putea să facă o poziție ceva mai, o opoziție parlamentară inteligentă. Nu înseamnă să participe la mașina de vot a PSD-ului, dar să găsească alte soluții. Și sunt o mulțime de soluții pe care cei de la PNL nu par să fie dispus să le ia în considerare. Spre exemplu, greva parlamentară sau retragerea din Parlament ar fi astfel de soluții. Deci, problema în momentul de față nu este să convingă pe unii de la PSD sau de la ALDE, ci mai ales să-i convingă pe cei de la UDMR. De fapt, partidul cheie în România în momentul de față este UDMR-ul, iar UDMR-ul nu are niciun interes să meargă pe altă poziție și nu există în momentul de față negociatori care să poată negocia cu UDMR-ul. Este paradoxal pentru că Ludovic Orban este, o spune numele, maghiar. Nu, are o origine maghiară, are un părinte maghiar, dar n-are nicio relație. Adică este mai român decât cel mai român dintre români. N-are nicio relație cu UDMR-ul, nu poate comunica cu cei de la UDMR și nu există o linie de comunicare între PNL și UDMR. Ea a existat în mai mare măsură între PDL și UDMR, a existat între PNL-ul lui Tăriceanu și UDMR pe vremea când UDMR a asigurat funcționarea partidului între 2007 și 2008 ca partid de guvernământ, dar în momentul de față UDMR pare pierdut pentru cauză. Suntem și într-un context, cum vă explicam mai devreme, complicat, în care Ungaria joacă o carte iliberală importantă,
iar UDMR-ul nu poate face abstracție de politicile de la Budapest, ceea ce complică și mai mult jocurile politice de aici. Deci nu prea există posibilitatea nici a schimbării guvernului, iar trebuie să se demonstreze guvernul Tudose, cel mai rău guvern pe care l-ar putea avea România în momentul de față. Pe de altă parte, febrilitatea parlamentară care este impusă de cuplu Dragnea-Tăriceanu nu printr-o moțiune de cenzură poate fi dată peste cap. Sigur, o moțiune de cenzură ar duce eventual la schimbarea guvernului, dar nu ar schimba majoritatea parlamentară peste noapte. Deci e un lucru acolo de făcut și cred că în mai mare măsură societatea civilă, protestatarii ar putea reuși acest lucru în măsura în care vor avea un impact. Dar în România impactul e legat de număr. Deci dacă vor fi 45.000, vor spune o nimica toată. Când vor fi câteva sute de mii, probabil vor fi puțin mai atenți. De asta se grăbesc. Deci vor să termine reformele până la sfârșitul lunii decembrie ca să înceapă nou an liniștit și fără probleme. Urmând ca confruntările importante cu Iohannis să le dea la începutul anului viitor. Într-un context care este defavorabil lui Klaus Iohannis. Președintele României nu va fi în 2018 într-un context foarte bun pentru că nu are o poziție pe care să se sprijine. Există o majoritate care este ostilă și care îl acuză de încălcarea Constituției și mai există și această posibilitate de a conjuga două referendumuri, unul pentru modificarea Constituției și unul pentru revocare, ceea ce ar face posibilă prezența peste 30% dintre alegători înscriși pe liste, deci ar duce la validarea referendumului și ne-am putea imagina că într-un anume context o parte a publicului ar putea... E o chestie foarte complicată. Unii își propun, de exemplu, să boicoteze referendumul pentru modificarea Constituției. Dacă boicotezi referendumul pentru modificarea Constituției, îl boicotezi și pe celălalt pentru revocarea președintelui, dacă se ține în același timp. Dar asta va fi în favoarea celor care vor să-l demită pe Iohannis. Ecuație foarte complicată și acum ne dăm seama cât de periculos este acest articol din Constituție, care trebuia să echilibreze raportul dintre puteri, dar care transformă Parlamentul și o majoritate oarecare într-un instrument de presiune asupra președintelui, care dezechilibrează separația puterilor în stat. Deci noi asistăm acum la o dezechilibrare a separației puterilor în stat în favoarea unei majorități parlamentare care impune un regim care în știința politică se numește regim de adunare, adică un abuz de Parlament. De asta încearcă să elimine toate puterile concurente. Deci guvernul devine o anexă a Parlamentului, președintele, dacă nu este moderat sau inexistent, este înlăturat, iar justiția este subordonată Ministerului Justiției, deci politicienii sunt liberi și fericiți. Domnule Pulescu, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu cea mai mare dragă plăcere, inimă în studioul nostru. Cu mare drag.